Salutare tuturor, bine v-am regăsit la ceva nou. Astăzi o să vă arăt nivelul, nu știu care, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vă voi arăta nivelul 9 și vom vedea cât putem să strângem. Mi-am pus pe Start Bigger. Și uite, plantele otrăvite și mă fac din ce în ce mai lung, mă fac din ce în ce mai lung. Dar cred că dacă moare gigelul ăsta, presupun. Sper să moară cineva. Nu e destulă fermă. Și a murit gigelul. A murit gigelul. Foarte bine. Ah, nu. M-a omorât tipul. Nu ne mai facem Start Bigger. Și ne-a trezit exact unde. La partea pe care voiam să fie. Adică chiar aici, la... A murit tipul exact acum. Exact la început, l-am omorât pe încă un tip. Sper să nu mor. Că, bă, boftic. Nu, serios. Din nou, să aducem astea, să luăm astea, iarba otrăvită sau pirul, ce Dumnezeu o fi ăsta. Ce Dumnezeu o fi. Să luăm astea, să ne luăm și niște vinete. Wow! Wow, oie! Era Ana Maria Toni, nu? Să ne luăm și astea. Și să fim de ce mai mari. Nu. Deci, e foarte troll să te joci cu mai mulți jucători. Harvest.io. Așa se numește jocul, Harvest.io. Și e foarte troll să te joci cu mai mulți. La mărime, mă. Ăsta a murit singur. Wow. Ce fermă. Groasă. Dar hai să luăm și vinetele astea. Acum, oh! Ce era să mor? Deci ce era? L-am omorât și pe tipul. Și m-am făcut lung. Ah. Bun. Începem din nou. Și cred că trebuie să... Nu m-am urât. Nu fucking. De salat. De vinetele. Uite-i. Hai să luăm și niște... De-astea. Nu știu cum se vesc. Nu știu pe bani cum se spune. Să mai luăm și niște morcovi mici, să mai luăm și niște vinete și niște prostii de astea, pir sau iarbă otrăvită, cum să spunem. Am găsit o idee ca să pot să fac asta.
Și dacă mă de tipul presupun. Deci, hai să pregătim astea. Hai să pregătim astea. Și acum urmează pirul tare. Și acum vinetele. Și dacă nu mă moară vreun tip, tipos, fredicos tipul, dacă nu mă omoară vreun fredicos tip. Pe ce nu este înspre tei? Și presupun dacă rămâne vreun tip aici, să-l omoară pro la, să-l omoară cel pro la harvest.io. Ne facem un 2-1. Ce se întâmplă dacă mă omoară cineva? Ia, hai să luăm și niște varză tare. Să moară și Freddy Costipul ăsta. Să moară și Freddy Costipul ăsta. I-am luat proviziile pe care le avea. Și acum a început din nou. Și nu prea mai are. Haide, serios. Unțe. Bine, dar am mai murit încă un fredicos tip. Ce vrei să faci? Dar sunt ocupat. Hai să începem. Ce vrei să faci? De. Am pierdut timpul. Bun. Începem din nou, ridicos tipul ăsta. Acum mai luăm încă niște provizii. Și dacă luăm și niște... Dacă luăm și niște din astea otrăvite, niște părți otrăvite de iarbă, o să presupun. Ce vrei fata de la mine? Dacă o să luăm și noi niște provizii. Nu am nici o provizie de asta așa. Și cred că urmează să... Am revenit din nou la joc. Iar două zile. Și sper și presupun. Presupun că dacă moare tipul ăsta, fericos tipul ăsta, presupun. Dar a murit și tipul ăsta. Bun, a murit și tipul ăsta. Și cred că urmează să mai au să mai omor încă niște tipi. Ca să mai zic acum că nu i-am luat iar. Până-mi spui tu că tipul Fredicos, tipul ăsta, trebuie omorât. Haide, nu! Bun, hai să mai luăm niște piri de pe planeta asta. Și te supun că dacă... Dacă cineva reușește să facă asta, poate reușesc să dau vina pe un tip din asta, pe impostiv. Și ce Dumnezeu se va întâmpla? Ce Dumnezeu se va întâmpla? Deci mine nu te... Și acum, hai să luăm proviziile unui alt fredicos tip, până nu-l preia altcineva. Am luat din nou niște provizie. Acum, hai să ne întoarcem și hai să luăm și alte provizie
provizici și provizele. Dar măcar, cred că dacă mor, cred că dacă moare predicostipul ăsta, mai ales familia, tipa asta. Dar sunt sigur că dacă moare și Chris, o să iau toate proviziile lui și el o să fie foarte dezamăgit. Și ce se întâmplă dacă eu voi pune asta aici și voi da demisia? Nu, m-am omorât. Nu mai am de ce spune. Cam asta a fost pentru primul episod de-al nostru.